Bună ziua! Astăzi facem salată de vară cu orez, cu mazare, cu ardei gras, cu morcov și cu salată mixtă. Sper să vă placă, o rețetă foarte simplă, fără cuptor. Este foarte bună pe timpul verii, când sunt zilele foarte, foarte călduroase. Este o bunătate, sper să vă placă și vouă. Și acum să vedem modul de preparare și ce ingrediente avem nevoie. O să avem nevoie de orez, 125 de grame de orez fiert, gata fiert. 125 de grame de mazăre, 125 de grame de cascaval sau brânzică de care vă place. Aici am 125 de grame de morcov ras sau mixat, mărunțit, 30 de grame de salată mixtă. Aici am 100 de grame de ardei, am un ardei verde. O să mai avem nevoie de ulei, eu am să pun ulei de măsline, cât este nevoie, de o lămâie, de puțină sare, după gust o să punem, și aici eu am oțet balsamic sau oțet simplu pentru cine dorește. Acestea sunt ingredientele, eu am să le condimentez câte una în parte și am să încep cu orezul. Aici am 125 de grame de orez, am să pun puțin ulei și puțin sare și am să amestec. Am să iau puțină sare și am să pun peste orez, așa, aici deasupra, și puțin ulei, puțin. Cam o lingură. Și cu lingurița o să amestecăm bine. Îl condimentăm să fie gustos. Așa, tot timpul să gustați. Dacă este bun de sare, de piper. După ce am amestecat, o să dăm deoparte, lăsăm aici într-o parte și o să condimentăm și mazărea. La fel, aici am mazăre fiartă, 125 de grame și am să iau puțină sare și am să pun deasupra, puțină și puțin ulei, tot la fel, cam o linguriță, nu mai mult. Și tot la fel, o să amestecăm. Astăzi nu deschidem cuptorul. Acum la prânz. Am amestecat și mazărea. La fel, o dăm deoparte. Aici avem cașcavalul sau brânzica noastră care ne place. Și o să luăm un cuțitaș și o să tăiem bucățele cu bulețe. Ia uitați, cu bulețe mai mari, mai mici, cum ne place. I-am să le tai așa micuțe, ia uitați, mici. Puteți pune și brânzică frământată și cașcaval, puteți rade. Și caș de oaie sau caș de vacă, este bun. Acum fiecare pune ce are în casă. Așa, am tăiat și cașcavalul, tot la fel, îl lăsăm deoparte. O să tăiem și bucățele și ardelul. Eu am aici un ardel verde, îl aveam în casă. Am zis să-l pun și pe acesta și am să tai tot la fel, am să tai fâșiuțe. Bucățele mici, am să le pun așa aici. Eu morcovul l-am mixat, îl puteți da și prin găzătoare. Sau dacă vă place, puteți pune rondele subțiri, subțiri, subțiri. Deci tăiem și ardeul, tot așa bucățele mărunțele. Și îl condimentăm tot așa cu puțină sare și cu puțin piper. Punem sare puțină, puțină, ca să nu fie prea mult. Așa, mai avem încă o bucățică de ardel. Și tăiem bucățele mărunțele ardelul. Peste morcov eu am pus puțină zeamă de lămâie, ca să nu se negrească. Așa, mai avem o bucățică și am tăiat ardelul. Acum îl condimentăm cu puțină sare și puțin ulei și pe aceasta. O să pun puțină sare, puțină, puțină, vedeți, iau puțin, 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 puțin și puțin ulei, cam o linguriță. Și acum o să amestec puțin. Așa. Aici am salata și am să o pun într-un vas mai mare ca să o amestec. Am să pun puțină sare, o linguriță de ulei și am să pun și puțin oțet balsamic, dacă vă place, dacă nu, puneți simplu. Să mai pun puțin. Și amestecăm. Aici avem și salata. Și acum să condimentăm și morcovul. Peste aici puteți pune și puțină zeamă de lămâie, dacă doriți. Eu am pus oțet. Peste morcov, la fel, o să pun puțină sare. Puțină, puțină, puțină. Nu prea mult. Am să pun puțin ulei. Și puțină zeamă de lămâie. Am să scot sâmburie și am să pun puțină zeamă de lămâie. Am să iau sâmburielul care a căzut și am să amestec încet și morcovul. Așa. Și dăm deoparte și sare. Așa. Acum să le punem într-un vas. Și o să punem puțin orez. O să luăm cu o linguriță. O să punem puțină mazăre. O să punem puțin cașcaval. Ardel gras. punem și morcov. Să încercați să vedeți cât este de bună. Acum o să punem și salată. Amestecăm bine. Punem orezul. Orez, dacă doriți, puteți să puneți ce mai mult. Punem și mazărea. Cascavalul. Ardelul gras. Punem tot. O să punem și morcov. Acum pun și restul de salată, o să vin așa deasupra. Și două bucățele de cașcaval care mi-au rămas. Le punem așa deasupra. Salată de vară. Aceasta este rețeta. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult că mi-ați fost alături. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor și vă pup dulce pe toți și o să ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere cu salată de vară, cu orez, cu mazăre, cu morcov, cu ardel gras și cu salată mixtă. Vă pup, la revedere, multă sănătate!